o iubesc pe toată la fel. Da, am văzut seama. Cum, dar toate ne dai o atenție nemaipomenită. Da, suntem... Cu frumoasă mea, uite că e problemă, că ești de tine. Așa, dar ce? Nici genul meu. Păi nici tot genul meu, dar chiar așa să ne ignorăm total. Deocamdată mi se pare foarte așa, foarte primitiv în gândire. Oana i-a spus clar că, că nu-l place, nici lui nu-i place de ea, știi? Adică cumva, înțelegi? El e ca vulpea cu strugul reactiv, știi? Niciun caz nu merg pe jocul seducției, pentru că oricum nu o să funcționeze. Nici din partea mea, nici din partea lui. Chiar am vrut să avem o ședință cu tine, sau eu cel puțin am vrut să am, dar și de față cu ele. Noi, pe mine mă deranjează că mama și tatăl meu se uită la emisiune și noi vorbim numai despre despre lavaliere, despre sex. Și că așa despre... acum se filmează. Nu respectă femeile, nu are respect pentru ele și nici un stil de flirt foarte plăcut sau prietenos. Și el caută ca orice om să fie fericit, să aibă o relație mai profundă. În modul lui Dalea vor, da. Deci îi spun din toată inima mea, adică... Peștere, nivelul peștere când dădeai cu măciuca în cap și trăiai în grota ta. Ăla-i nivelul, da. Sincer să spun, foarte schimbate, care nu mă așteptam. Avem și noi, adică eu par cea mai mare, nu știu, libertină sau așa, da. Nu e frumos. Dar dacă tot e preferata ta, ai putea să o respecti. Să fii atent, nu să faci glume, să fii atent la ce zice măcar. Cred că era mai atent la buzele noastre în timp ce vorbeam, știi, de ce buze frumoase, în loc să asculte ce spuneam. Ca un bărbat misogin tipic, ce este? Ești foarte atent cu femeile, cu femeile care îi plac. Omul e genul de persoană în care te amar să te pup, știi? E vorba de... le pui acolo, la numărătoare, la știi? Despre ce vorbea sub pătura? Despre silicoane, despre despre aici bag mână. Trebuie să mai am obosit. Eu înțeleg că ăsta e. Când ești obosit, te gândești la silicoane. Oana e blândă încă. Dacă îi spui vreo două, ăla pleacă plângând. Urlând, îi spune eu, deci. Să închid în cameră și plânge acolo. Deci, în afară de sex și fetița ta din când în când, nu am vorbit despre altceva. Sex și fetița ta, ți-e pare o combinație bună să vorbești? Mă enervează bulacul, dar și pare rău de el. Și cam așa este. Îmi pare rău de el pentru că nu o să obțină niciodată femeia pe care și-o zice că și-o dorește cu atitudinea asta. Asta e problema. Și cumva măcar aș vrea să discut cu el despre asta. Stai că iar mă trage. Stai că iar începe. Deci mă, și un deget, ți-a bătut în mâna. Da. Acum vorbeam iar, te-ai intimidat și ai dat-o pe pat. La 12 ani fac scheme de asta, este pup pe braț și hop, te-am pupat pe gură. Frate, e de 12 ani asta. El, în capul lui, este faptul că el trebuie să ne sărute pe fiecare dintre noi exagerat de mult, încât să-și dea seama din sărut care este mai atașată de el, care îl respinge. Crezi că dacă te pup, e o chestie care îți spune ceva? Bine, asta poate să fie femeie, dar nu te condamn la chestia asta, dar trebuie să vorbești. Bun, dacă la iubitul tău, care e sus, îți dau un exemplu, nu-i convine că te pup cu mine, poate iubi asta că nu, te tachinez, nu? Nu, niciodată nu fie influențată de nimeni, ești de nimic. Nu are nicio relevanță, s-ar putea să ne aducă părinții în plată. Nu mă influențează nimeni. Adică ar trebui să folosească și altfel de chestii ca să mă prindă în plasă, că deja o să-mi fac o strategie să răspund la chestiile astea, cumva să-l derutez pe el. Uite-te la burlacul de data trecută. Băiatul ăla chiar îl puteai numi un gentleman. Adică știa să vorbească, nu era bădăran. Că trebuie să știi să apropii niște persoane de tine, chiar dacă persoana aia joacă un rol. Ei, n-am venit aici să fac sex cu cineva. El e prins așa într-o tipologie de macho man, care e tot ceea ce știe el, să fie probabil de la 12 ani încoace, să dea mare cu ce are și cât de șmecher e. Consider că el este un tip foarte sensibil, însă, nu știu, poate pentru că nu este genul meu și poate pentru că este puțin lipsit de respect. Cred că asta îl face să-și câștige antipatia fetelor. Am jucat un joc din care a rezultat anumite conversații și nu neapărat. Eu cred că el a fost foarte ok, foarte deschise, dar după momentul în care a venit din platou, au fost foarte schimbate. Nu o să mai întâmple, mai mult de atât nu o să se întâmple. Nu-și dorește nici ea, nu-mi doresc nici eu. Probabil că de acum va participa doar de dragul jocului. E greu că nu înțelege nimic. Am încercat să-i ținem ședința, am încercat, dar... Pe toate patru, frate, și nimeni nu cred că s-a lipit de el. Se uita ca pe prostănaful la noi. Am văzut. Eu cred că se uită la buzele noastre când vorbim. Ce buze frumoase!
Da. Nu cred că asculta ce iese pe ele, știi? Asta gândeai în timp ce vorbeai, ești confuz. Eu zic că i-am acordat prea multă atenție și s-a urcat la cap. Nu îi face, și dacă îi acordam și dacă nu îi acordam tot. Ba da, dacă se simțea puțin respins, știi, probabil ar fi ceva. Păi, i-am și zis că din seara asta eu nu am de gând să-l mai pup în seara asta. Am l-am bani de bani. Păi, deja s-a exagerat foarte mult. Da!